Face o deosebită plăcere să vă urez bun venit la această conferință aniversară dedicată probabil cele mai importante politici europene, politica agricolă comună, aniversarea a 50 de ani. Sunt într-adevăr extrem de bucuros că ni s-au alăturat astăzi domnul comisar european pentru agricultură și dezvoltare rurală, Dacian Cioloș, domnul Daniel Constantin, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, și domnul Leonard Orban, ministrul afacerilor europene. Cele trei personalități vor face intervenții în deschiderea acestei conferințe. Este pentru prima dată când discutăm de reforma a politicii agricole comune în același timp cu discuțiile privind bugetul. Deci, practic, facem o propunere de reformă fără să cunoaștem încă bugetul care va fi alocat politicii agricole comune și atunci a trebuit să ținem cont de mai mulți parametri, dincolo de parametri bugetari și de parametri politici privind procesul decizional și posibilitatea de a avea alocat o anumită sumă pentru politica agricolă comună și de a asigura un anumit grad de repartizare acestei sume între statele membre. Prin această propunere de realocare bugetară, Comisia Europeană a dorit să facă dovadă de realism politic, mergând în direcția posibilităților care există, recunoscând încă o dată că această apropiere a nivelului plăților între diferitele state membre e un proces care trebuie să continue. Decizia finală asupra acestui proces va fi în cele din urmă în Consiliul și în Consiliul Uniunii Europene și în Parlament și deci propunerea făcută de Comisia Europeană poate să evolueze, dar asta se va întâmpla cu siguranță în funcție de decizia privind bugetul final al Uniunii Europene și deci al politicii agricole comune. Și din această perspectivă, cum vă spuneam, discuțiile privind reforma politicii agricole comune și a alocării bugetare, având loc în același timp cu discuția privind bugetul global al Uniunii Europene și deci al alocărilor și pe alte politici comunitare pe care inclusiv România mai are interese politice și obiective prioritare, cred că e important ca România să își realizeze prioritizări strategice și alianțe specifice în negocierile pe buget pentru a-și echilibra, să spun așa, obiectivele politice privind diferitele politici comunitare. Dincolo de politica agricolă comună, mai e politica de coeziune și așa mai departe. Dar cred că propunerea Comisiei Europene din această perspectivă a alocării bugetului este un bun punct de pornire pentru România. Însă, mergând dincolo de buget, prin această reformă am avut ca obiectiv să asigurăm o nouă legitimitate a politicii agricole comune în percepția publică, pentru că este politica comunitară cu alocare bugetară cea mai importantă. Sunt bani care vin de la contribuabili și care se duc către sectorul agricol și mi se pare esențial ca cei care contribuie la acest buget al agriculturii să înțeleagă și ce se realizează cu acești bani și care e beneficiul societății privind utilizarea acestor fonduri. Și de aceea am dorit prin această reformă să asigurăm o reorientare a plăților directe și o mai bună țintire a utilizării acestora pentru, pe de o parte, a acoperi această diversitate a situațiilor pe care le găsim în agriculturile europene și, pe de altă parte, pentru a asigura o mai bună transparență a utilizării acestor fonduri. De aceea, în definirea plăților directe, veți găsi o parte din plățile directe care merg pentru o susținere directă a veniturilor agricultorilor, o parte din plățile directe care sunt legate de anumite practici agricole favorabile pentru mediu, o parte din plățile directe care urmează să sprijine în mod explicit tinerii agricultori în primii ani după instalare, sau o schemă simplificată de plată pentru micii fermieri, susținere specifică pentru zonele defavorizate și așa mai departe. Deci este un meniu larg care va permite statelor membre
să-și construiască abordări de politică agricolă, ținând cont de specificitățile naționale, dar contribuind în același timp la atingerea unor obiective comunitare. Fondurile vor fi țintite mai clar către fermierii activi, deci către cei care într-adevăr realizează activitate agricolă și către cei care utilizează într-adevăr terenurile pentru activitate agricolă. Este un alt element important în acest proces de relegitimare. Plățile directe, cel puțin această componentă a susținerii directe a veniturilor agricultorilor, ar urma să fie plafonată la o anumită sumă și vreau să subliniez aici, doar această parte care e justificată ca și o susținere directă a veniturilor agricultorilor va fi plafonată, partea care e legată de anumite practici agricole benefice pentru mediu, urmând a se acorda proporțional cu suprafața. Dar această plafonare am dorit să o realizăm tocmai pentru a lega modul de acordare a acestei părți din plățile directe de definiție, de obiectivul pe care ne l-am fixat cu această plată directă, deci o susținere directă a veniturilor. Pornind de la un anumit nivel al acestei susțineri în sus, nu mai putem spune că susținem venitul unui agricultor cu câteva milioane de euro, ci practic facem o remunerare de capital, capitalul investit în ferma respectivă, prin fonduri publice și aici avem o problemă de legitimitate și de credibilitate privind eficiența utilizării fondurilor europene. Această sumă rezultată din plafonare rămâne în statul membru respectiv, deci banii rămân pentru agricultorul din România și urmează să fie folosiți pentru alte tipuri de instrumente de susținere financiară prin politica agricolă comună, cum ar fi investițiile, de exemplu, inclusiv pentru fermele mari, dar acest lucru se va asigura printr-un mod mai transparent și mai clar privind rezultatele utilizării acestor fonduri. România, chiar dacă nu a excedat în absorbția de fonduri europene, propunerea Comisiei pentru 2014-2020 este cu 3 miliarde mai mare față de 2007-2013 și cred că avem aici o mare responsabilitate cu toții și noi ca instituții și dumneavoastră ca beneficiari să încercăm ca acești bani să rămână în România, să nu îi dăm înapoi Comisiei Europene și sper să facem lucrul acesta nu numai în sectorul agricol, ci în toate sectoarele pe care le avem, deci și pe fondurile structurale. Cred că, din punct de vedere a reformei politice agricole comune, este foarte importantă ca România să aibă o poziție în favoarea tuturor celor care sunt beneficiari ai viitoarei politici și ai bugetului din 2014-2020. Și spun asta pentru că România, din păcate, are un specific ceva mai aparte, atipic, dacă vreți. În România se află cele mai multe ferme cu dimensiuni foarte mari. În egală măsură, în România se află cele mai multe ferme de subsistență, cum le spunem, ferme foarte mici, între 1 și 5 hectare. Știți bine că avem în jur de 900.000 de ferme care, în momentul de față, ar putea intra și în schema de care vă vorbea domnul comisar, de sprijin unic, astfel încât controlele să nu mai fie atât de amănunțite și permite să-și primească banii ceva mai târziu. În linii mari, România a susținut și la Consiliul de Miniștri și susține în continuare reforma propusă de domnul comisar european. Și aici vreau să fac o paranteză. Reforma politică agricolă comună în acești 50 de ani s-a modificat de mai multe ori adaptându-se la nevoia consumatorului până la urmă. Au fost oameni importanți care și-au pus aparenta pe această reformă, numai dacă mă refer la Mucșeri, la Franz Fischler și cred că e un motiv de mândrie pentru noi ca români că în aceste zile un român își pune amprenta pe cea mai importantă politică care ghidează astăzi, alături de politica de coeziune, funcționarea pieței unice, funcționarea Uniunii Europene. Așa cum vă spuneam, România susține cu mici amendamente reforma politicii. Am prezentat punctele de vedere și cred că trebuie să avem o abordare echilibrată atunci când ne referim la cele două categorii pe care le-am menționat, fermierii foarte mari și fermierii foarte mici. Din acest punct de vedere, cred că pachetul propus de comisie care vizează înverzirea este extrem de important, în principal și pentru fermele mari. Chiar dacă sunt costuri foarte mari, cred că e important pentru că au acces și acea plafonare cred că nu afectează foarte mult nici fermele mari, dacă se vor adapta la aceste condiții de mediu care sunt prevăzute de către reforma politicii agricole comune. De asemenea,
proiectele pe care le-am propus, flexibilitatea între pilonul 1 și pilonul 2 sunt extrem de importante, sprijinul pentru micile fermieri, pentru micii fermieri sunt măsuri extrem de importante pentru România, ca și sprijinul pentru instalarea și menținerea tinerilor în mediul rural. Alături de acest lucru este foarte important, sigur, pe pilonul 2, dincolo, ca obiectiv important, rămânând dezvoltarea și îmbunătățirea activității agricole și alimentare, cred că un accent mult mai mare trebuie să-l punem și pe politica agricolă comună, dar și pe bugetul viitor, pe ceea ce înseamnă dezvoltarea satului românesc. Am avut foarte multe investiții și în 2007-2013 în ceea ce înseamnă infrastructura. Din păcate, acest lucru nu a avut un impact imediat în ceea ce înseamnă nivelul de dezvoltare, nivelul de trai al cetățenilor din mediul rural. Și din punctul meu de vedere, am și comunicat acest lucru public. Vreau să ne gândim că în această perioadă să definim un nou concept de dezvoltare a satului românesc, care să pună accentul, dincolo de agricultură, pe ceea ce înseamnă creșterea nivelului de trai, ceea ce înseamnă creșterea puterii de cumpărare a celui care, iată, prin finanțările europene în special, au beneficiat și beneficiază de o anumită infrastructură. Din păcate, nu pot să aibă un acces la aceste servicii datorită costurilor destul de mari și datorită faptului că numărul cel mai mare de șomeri, din păcate, pe care îi avem în România, sunt în mediul rural. Și trebuie să spunem lucrul acesta. Aproape 50% din populația României trăiește în mediul rural. Cred că undeva între 35% și 40% dintre ei trăiesc în și din agricultură. Și atunci, pentru mine, una din prioritățile acestui mandat scurt de 7 luni de zile este să definesc conceptul de dezvoltare economică a satului românesc, astfel încât, pe lângă activitățile agricole, să avem și alte activități care se dezvoltă și care să asigure locuri de muncă și un nivel de trai ceva mai ridicat. Politica agricolă comună, care probabil reprezintă cel mai integrat sector economic european, cu un amplu caracter multifuncțional și cu beneficii directe pentru toți cetățenii Uniunii Europene. Furnizarea unor alimente de calitate și biodiversificate, menținerea viabilității zonelor rurale, optimizarea teritoriului și a resurselor naturale de apă și de sol, sau menținerea valorii culturale a peisajului natural, sunt doar câteva dintre obiectivele acestei politici. Există tendința de a considera politica agricolă comună drept o politică a trecutului. Vreau să vă spun foarte clar, nu împărtășesc deloc această opțiune. Și chiar dacă personal am anumite semne de întrebare sau anumite rezerve legate de viitorul plăților directe, pe global trebuie să considerăm că într-un context din ce în ce mai complicat, la nivel global, Pământul reprezintă o resursă vitală și, din punctul ăsta de vedere, este esențial ca la nivel european să sprijinim în continuare această politică. Să avem în vedere că omenirea se va confrunta cu probleme, se va confrunta cu probleme majore legate de această resursă vitală. Îmi amintesc cât eram comisar european într-o perioadă de prosperitate economică, înainte de izbucnirea crizei sau crizelor prin care am trecut, erau probleme majore în diferite părți ale lumii legate de creșterea prețurilor la alimente. Probleme care au generat revolte, care au generat mișcări sociale de amploare. Este evident că trebuie să ținem cont de acest context general. Și este evident că, în continuare, nu ne putem permite o renaționalizare a politicii agricole comune, ci, dimpotrivă, trebuie să o susținem în continuare, de o manieră inteligentă, de o manieră care să țină cont de provocările cu care ne confruntăm, provocările actuale și cele viitoare, dar e o politică care va trebui, în continuare, să fie susținută. Tocmai de aceea, din punctul ăsta de vedere, reforma politicii agricole comune trebuie să fie deplin integrată cu obiectivele strategiei Europa 2020 privind creșterea durabilă. N-aș vrea să intru în detalii privind această reformă, pentru că, în mod cert, antevorbitorii mei au făcut această chestiune. Eu aș mai dori să mă refer la un singur aspect.
legat de negocierea privind viitorul buget, viitorului buget 2014-2020. Este o negociere extrem, extrem de complicată. În niște condiții din ce în ce mai dure. Cu incertitudini majore care planează asupra viitorului zonei euro, asupra viitorului Uniunii Europene. Cu măsuri de austeritate, cu tăieri de salarii, de pensii, cu înghețări, cu tăieri de cheltuieli sociale majore, făcute în aproape toate statele lumii. În aceste condiții, este evident că negocierea este mai dură decât oricând. Comisia Europeană a făcut o propunere care însumează aproximativ 1025 de miliarde de euro ca anvelopă totală pentru toate politicile finanțate de la nivel european. Ați ascultat prima parte care a fost extrem de interesantă, foarte animată și cu multe lucruri pe care eu ca jurnalist mi le-am notat și am văzut că mulți dintre cei care erau în sală făceau la fel. Sunt convins că și această a doua parte va fi foarte bună. Dacă tot ne gândim la proiecte europene pentru susținerea refacerii irigațiilor, pentru că vedeți, nu avem irigații, nu avem sisteme de irigații. Proiecte care să combine modernizarea rurală cu protecția mediului, toate finanțate cu bani europeni. De ce să nu avem și o instituție financiară destinată susținerii financiare a agriculturii, finanțarea agriculturii, mai ales dacă se prezintă pământul la Bruxelles și dialogul cu ceilalți ca un activ al Europei. Da? Ca un activ european. Este mai activ al României. Deci așa trebuie, zic eu, să fie o abordare. În fine, deci finanțarea care nu am discutat. Totul absorbție, absorbție, absorbție. Este exact se reproduce ceea ce observăm și în discuția privind bugetul public. Discutăm de absorbția fondurilor, în timp ce risipa cea mare este legată de bugetul public. În România. În fine, și cu asta am terminat. Eu cred că trebuie, mai ales că vorbim de 50 de ani, prin urmare de și următorii 50 de ani. Trebuie să ne gândim la demografie, îmbătrânirea populației, mediul rural, cine lucrează. Noi discutăm ca și cum avem 45% din populație, dar sunt tineri, sunt vigoroși, sunt... Nu este așa. Ce populație? Și în fine, și asta o să termin, problema vânzării terenului. Aici nu împărtășesc punctul de vedere, cu tot respectul pe care l-am de ministrul Orban, lucrurile sunt mult mai delicate. Este vorba despre cumpărarea de teren de către cetățeni din țări care nu sunt membri ale statului, membri ale Uniunii Europene, lucrurile civic cu nonșalanță. Și aici nu este vorba despre naționalism, să ne înțelegem. Este vorba despre pragmatism în legislația țărilor Uniunii Europene și nu mă gândesc la Ungaria sau Polonia. Vorbesc în țări cu economie performantă, țări care se gândesc bine la viitor și înțeleg ce înseamnă pământul. Politica agricolă comună a avut anumite obiective la începuturile sale. O parte s-au menținut, a fost o politică reformată, o politică discutată, o politică care își menține actualitatea și importanța pentru Uniunea Europeană. Așa cum a spus și domnul profesor Dăianu, trebuie să ne uităm spre viitor și spre provocările cu care se confruntă această politică, cu care se confruntă Uniunea Europeană și cu care se confruntă, evident, și România. Și aici vorbim, aș dori să încep cu securitatea alimentară, pentru că securitatea alimentară este o chestiune până la urmă de asigurarea securității naționale și de asigurare a securității Uniunii Europene în ansamblu ei. Dar politica agricolă comună trebuie să facă și toată și altor provocări, cum sunt cele legate de schimbările climatice, de factorul demografic, de situația economică a Uniunii Europene în ansamblu său.
de utilizarea gestionabilă a resurselor, de concurența produselor ieftine care vin de pe anumite piețe. Deci toate aceste provocări trebuie să le răspundă actuala reformă a politicii agricole comune, actuala reformă care de fapt este pusă într-un context mai amplu al negocierilor privind noul buget al Uniunii Europene. Negocieri care sunt, așa cum s-a spus, dificile, care implică un efort considerabil de coordonare din partea tuturor factorilor politici și tehnici la nivel național. Tot mai mult în aceste zile se vorbește despre creștere economică și ocuparea de locuri de muncă. Ați văzut, la nivelul Uniunii Europene, asta este o temă de actualitate. Toată lumea vorbește despre resurse. Le este la îndemână și la îndemână minții, dar și la îndemână acțiunii practice, să ne uităm la resursele financiare, care fond și la urma urmă, bones nones, își fac culoar în fiecare unitate economică și în mintea fiecărui producător agric. Și e bine și este normal. Ceea ce trebuie să ne preocupe pe noi, cei care într-un loc anume, într-o etapă anume, își pun ideile și conturează proiecte, este că România, apropo de 50 de ani de politică agricolă, risipește resursele. Pe care le are. Două. La numă, foarte important, sunt. Și pierde manual peste zece mii de mii de tone de sol, datorită fenomenelor pe care le cunoaștem, iar inginerii m-ar apostrofa, dacă le-aș repeta, pentru că au același limbaj și aceeași gândire ca și mine. Dacă ne uităm la procesul de geneză al solului, 2,5 cm se realizează între 300 și 1000 de ani. Dacă ne gândim în grosime, când pierdem în România, înseamnă că vreo 2, între 2 și 8 mm, ceea ce înseamnă ce pierdem într-un an, punem la loc într-o sută de ani, dacă mergem într-o direcție bună. A doua resursă importantă, și o pierdem așa, o pierdem prin necultivare, o pierdem prin lipsa unor culturi și acestea generate de factori pe care nu îi înlănțuim, pentru a complica discuția. Al doilea factor pe care îl pierdem este apa. Mergem înainte fără plafonare. Da! Dacă ar fi plafonarea, haideți să facem scenariu să vedem ce se întâmplă. Discut de 5.000 de hectare, presupunem că avem 200 de euro pe hectar, înseamnă că fermierul ar trebui să primească 1.000.000 de euro. Corect? Bine. Și atunci am întrebat, dom'le, și cum facem cu plafonarea asta? Păi e simplu. 350.000 de euro e plafonarea. 30% din milionul ăsta, adică 300.000 de euro, pentru că respecti GAEC-ul, îi primești fără plafonare. Ai făcut 650.000 de euro. 7% din suprafață trebuie să o păstrezi pentru înverzire, asta ce nu le-am înțeles eu bine, dar e fain că ai un pom, înainte ți-l scădea din suprafață, acum ți-l plătești. Ai un șanț, ți-l plătești. Și mai crești de suprafață și cred că e ok. Asta înseamnă la 5.000 de hectare cu 7%, 350 de hectare cu 200 de euro pe hectar, înseamnă 70.000 de euro. Am ajuns în total 650 cu 70, 720.000 de euro. Păi mai avem până la 1.000.000, corect? Ce facem cu restul? Dar a spus domnul comisar, salariile. Și aici, numai cu chestia asta, chiar am fost de acord cu dumneavoastră. Zice, domne, fii atent, dacă aplicăm metoda asta, voi fermierii care tendința aveți să lucrați cât mai mult mecanizat și cât mai puțin fără oameni, pentru că noi vă plătim în totalitate salariile pe care le dați celor care lucrează în fermă, deci în totalitate, cu taxe, cu impozite, indiferent că lucrați la contabilitate, pe tractor și așa mai departe sau într-o altă zonă, și am zis atunci, ar trebui ca un fermier să se ducă undeva la 50 de salariați, poate să lucreze și o activitate conexă, creșterea animalului și așa mai departe.
la care am pus un 500 de euro pe salariat, care înseamnă cu toate taxele, adică înseamnă, să ne speriem, undeva la 10 milioane în mână salariatul, plus, de fapt 12, plus vreo 7-8 milioane taxele care le plătești la stat. Și mi-a dat mie, repede aici, 300.000 de euro. Deci am făcut 1.020.000. Și am zis, păi da, dar am depășit, ce se întâmplă? Nu veți putea depăși milion. Ce se mai întâmplă iarăși foarte bine? Cred că avem o politică predictibilă în sfârșit. Nu mai schimbăm de la an la an fiecare prioritate în funcție de fiecare partid care vine. Și asta e un lucru foarte bun. Dar nu rezolvă decât în mică parte problema investițiilor în agricultură. Și deși avem atrase investiții și mă bucur că văd foarte mulți români care investesc din ce în ce mai mult în agricultură, văzând banii care intră acolo, încă suntem deficitari la acest capitol. Ce am găsit rău însă după 5 ani de politică agricolă comună, în primul rând faptul că ridicându-se protecția vamală pe ianuarie 2007, din primul an am importat deja cu 1 miliard de euro mai multe produse agroalimentare și crește acest import. Ceea ce nu e rău, dar dacă am exportat mult mai mult, ar fi foarte bine. Dacă am importat materii prime să le prelucrăm și să le reexportăm așa cum fac cei din Polonia, am fi chiar foarte inteligenți. Din păcate, importăm produse finite, exportăm materii prime. Deci aici este, din punctul acesta de vedere, ne mințim singuri când spunem că avem aproape egal între import și export după un an ploios, cum a fost un an bun agricol după 2011. Eu am făcut niște calcule grosiere, pornind de la o ipoteză poate un pic, dar e contextul în legătură cu cât ar însemna și salariile din din veniturile fermelor mari și dacă deducem salariile cu taxele lor, cu tot din subvenții. Luând media exploatațiilor de peste 100 de IESU, UDE, din rețeaua de informații contabile agricole, media este, media salariilor și plăților este de în jur de 100 de euro pe hectar, ceea ce înseamnă că la calcule domnului Rădulescu de aproximativ 200 de euro, să zicem, subvenția, jumătate se deduce doar prin salarii. Ceea ce înseamnă, v-am spus că am făcut niște calcule sumare așa la sfârșitul săptămânii trecute, ceea ce înseamnă că abia fermele de 10.000, despre 10.000 de euro, de hectare ar putea fi afectate și asta din 2017 și încă cu valori mici, marginal. E adevărat, rămân în România câteva ferme mari, cele care primesc peste 1 milion de astea care spuneau primeau 770-800 de în 2010. Cele care primeau, deci care primesc în anii ăștia sume de peste 1 milion din subvenții și ele vor fi afectate mai mult, dar nu sunt mai mult de 10. Pentru România vor fi disponibili sume consistente. Pentru plăți directe, ele deja sunt prevăzute într-unul din documentele Comisiei. Iar pentru dezvoltarea rurală, toată lumea speră și sperăm, chiar dacă asta nu s-a definitivat, să avem cel puțin nivelul alocării din perioada 2007-2013. Acum, după ce a spus domnul ministru Orban ceea ce a spus, cred că trebuie să fim chiar optimiști, chiar să ne propunem măcar atâta să obținem. Deoarece plățile acestea, plățile directe, practic, sunt percepute și la nivelul Uniunii Europene, și de pe toți fermierii ca cea mai importantă formă de sprijin și, practic, vor fi, cum să spunem, nucleul dur al negocierilor pe agricultură. Nu aș vrea să mai insist, aici vedeți o valoare comparativă a plafoanelor naționale în anul 2014 și în anul 2017, pe fiecare țară vedeți că există o creștere. Vedeți, de asemenea, și cât de mult sunt, cât de multe au celelalte țări, este normal, au și alte dimensiuni și altă, și nu doar asta. Să mulțumesc și eu, cred că aici punem capăt acestei dezbateri.